astăzi, rezultatul cărora au fost reținuți la moment sau aduși în incinta Procuraturii Anticorupție și Centrul Național Anticorupție, 28 de colaboratori ai Inspectoratul Național de Patrulare. Ei au fost reținuți în baza cauzelor penale care se află în gestiunea Procuraturii Anticorupție, pornite pe faptul corupției pasive, săvârșite de două sau mai multe persoane, cu bistocarea sau primirea de bun. Temei pentru pornirea cauzelor penale au servit atât adresările șoferilor care erau nevoiți să transmită bani pentru ca colaboratorii de poliție să îndeplinească sau să nu îndeplinească atribuții de serviciu, atât a conducătorii unor firme de transport care se ciocnesc cu pierdere în legătură cu achitarea mitei pentru încălcările comise de către șoferi, cât și generalizarea făcută de către serviciile de securitate ale IGP-ului și Ministerul Afacerilor Interne, care constată faptul că INP-ul este o subziune cu cel mai mare risc de comiterea faptelor de corupție.